Când a auzit Iacov că este greu în Egipt, a zis fiilor săi, pentru ce stați și vă uitați unii la alții? Și a zis, iată, aud că este greu în Egipt, pogorâți-vă și cumpărați-ne greu de acolo, ca să trăim și să nu murim. 10 frați ai lui Iosif s-au pogorât în Egipt ca să cumpere greu. Iacov n-a trimis cu ei pe Beniamin, fratele lui Iosif, de teamă să nu-i se întâmple vreo nenorocire. Fiii lui Israel au venit să cumpere și ei grâu, împreună cu cei ce veneau pentru același lucru, căci în Canaan era foamete. Iosif era mai mare în țară, el vindea grâu la tot poporul din țară. Frații lui Iosif au venit și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif, cum a văzut pe frații săi, i-a cunoscut, dar s-a făcut că le este străin. Le-a vorbit aspru și le-a zis, de unde veniți? Ei au răspuns, venim din țara Canaan ca să cumpărăm merinde. Iosif a cunoscut pe frații săi, dar ei nu l-au cunoscut. Iosif și-a adus aminte de visele pe care le visase cu privire la ei și le-a zis, voi sunteți iscoade, ați venit numai ca să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, nu, domnul meu, robii tăi au venit să cumpere hrană, noi toți suntem fii aceluiași om, suntem oameni de treabă, robii tăi nu sunt iscoade. El i-a zis, ba nu, ați venit să cercetați locurile slabe ale țării. Ei au răspuns, noi, robii tăi, suntem 12 frați, fii ai aceluiași om din țara Canaan. Și iată, cel mai tânăr este astăzi cu tatăl nostru, iar unul nu mai este în viață. Iosif le-a zis, am spus că sunteți iscoade, iată cum veți fi încercați. Pe viața lui Faraon, că nu veți ieși de aici până nu a venit fratele vostru cel tânăr. Trimiteți pe unul din voi să aducă pe fratele vostru, iar voi rămâneți la opreală. Cuvintele voastre vor fi puse astfel la încercare și voi ști dacă adevărul este cu voi sau nu. Altfel, pe viața lui Faraon, că sunteți niște iscoade. Și i-a aruncat pe toți 3 zile în temniță. A treia zi, Iosif le-a zis, faceți lucrul acesta și veți trăi. Eu mă tem de Dumnezeu. Dacă sunteți oameni de treabă, să rămână unul din frații voștri închis în temnița voastră, iar ceilalți plecați. Luați grâu să vă hrăniți familiile și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr, pentru ca vorbele voastre să fie puse astfel la încercare și să scăpați de moarte. Și așa au făcut. Ei au zis atunci unul către altul, da, am fost vinovați față de fratele nostru, căci am văzut neliniștea sufletului lui când ne ruga și nu l-am ascultat. Pentru aceea vine peste noi necazul acesta. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta, dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Ei nu știau că Iosif îi înțelegea, căci vorbea cu ei printr-un tălmaci. Iosif a plecat la o parte de la ei ca să plângă. În urmă s-a întors și le-a vorbit, apoi a luat dintre ei pe Simeon și a pus să lege cu lanțuri în fața lor. Iosif a poruncit să li se umple sacii cu grâu, să pună argintul fiecăruia în sacul lui și să li se dea merinde pentru drum. Și așa s-a făcut. Ei și-au încărcat grâul pe măgar și au plecat. Unul dintre ei și-a deschis sacul ca să dea nutreț măgarului în locul unde a rămas peste noapte. A văzut argintul la gura sacului și a zis fraților săi, argintul mi l-a dat înapoi și iată-l în sacul meu. Atunci li s-a tăiat inima și au zis unul la altuia tremurând, cine a făcut Dumnezeu? S-au întors la tatăl lor Iacov în țara Canaan și i-au istorisit tot ce li se întâmplase. Ei au zis, omul acela care este domnul țării ne-a vorbit aspru și ne-a luat drept iscoade. Noi am spus, suntem oameni de treabă, nu suntem iscoade. Suntem 12 frați, fii ai tatălui nostru. Unul nu mai este și cel mai tânăr este azi cu tatăl nostru în țara Canaan. Și omul acela care este domnul țării ne-a zis, iată cum voi cunoaște dacă sunteți oameni de treabă. Lăsați la mine pe unul din frații voștri, luați merinde pentru familiile voastre, plecați și aduceți-mi pe fratele vostru cel tânăr. Voi ști astfel că nu sunteți iscoade, ci sunteți oameni de treabă. Apoi vă voi da înapoi pe fratele vostru și veți putea să străbateți țara în voie. Când și-au golit sacii, iată că legătura cu argintul fiecăruia era în sacul lui. Ei și tatăl lor au văzut legăturile cu argintul și s-au temut. Tatăl lor Iacov le-a zis, voi mă lipsiți de copii, Iosif nu mai este, Simeon nu mai este și voi să luați și pe Beniamin. Toate acestea pe mine mă lovesc. Ruben a zis tatălui său,
să-mi omori pe amândoi fiii mei dacă nu-ți voi aduce înapoi pe Beniamin. Dă-l în mâna mea și ți-l voi aduce înapoi. Iacov a zis, fiul meu nu se poate pogori împreună cu voi, deci fratele lui a murit și l-a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți pogori perii mei cei albi în locuința morților. Foametea bântuia greu în țară. Când au isprăvit de mâncat grâul pe care l-aduseseră din Egipt, Iacov a zis fiilor săi, duceți-vă iarăși și cumpărați-ne ceva merinde. Iuda i-a răspuns, omul acela ne-a spus curat, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Dacă vrei deci să trimiți pe fratele nostru cu noi, ne vom pogorâ și îți vom cumpăra merinde. Dar dacă nu vrei să-l trimiți, nu ne vom pogorâ, căci omul acela ne-a spus, să nu mai vedeți fața dacă fratele vostru nu va fi cu voi. Israel a zis atunci, pentru ce mi-ați făcut un astfel de rău și ați spus omului acelui că mai aveți un frate? Ei au răspuns, omul acela ne-a întrebat despre noi și familia noastră și a zis, mai trăiește tatăl vostru, mai aveți vreun frate? Și noi am răspuns la întrebările acestea. Puteam noi să știm care să zică, aduceți pe fratele vostru? Iuda a zis tatălui său Israel, trimite copilul cu mine ca să ne sculăm și să plecăm și vom trăi și nu vom muri, noi, tu și copiii noștri. Răspund eu pentru el, ai să-l ceri înapoi din mâna mea. Dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Căci dacă n-am mai fi zăbovit, de două ori ne-am fi întors până acum. Israel, tatăl lor, le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Luați-vă în sat ceva din cele mai bune roade ale țării, ca să duceți un dar omului acelui, așa nume, puțin leac alinător și puțină miere, mirodenii, smirnă, fisticuri și migdale. Luați cu voi argint îndoit și duceți înapoi argintul pe care îl puseseră la gura sacilor. Poate că a fost o greșeală. Luați și pe fratele vostru, sculați-vă și întoarceți-vă la omul acela. Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Au luat darul, au luat cu ei argint îndoit, precum și pe Beniamin, s-au sculat, s-au pogorât în Egipt și s-au înfățișat înaintea lui Iosif. Cum a văzut Iosif pe Beniamin cu ei, a zis economului său, bagă pe oamenii aceștia în casă, taie vite și gătește, căci oamenii aceștia o să mănânce cu mine la amiază. Omul acela a făcut ce-i poruncise Iosif și a dus pe oamenii aceia în casa lui Iosif. Ei s-au temut când au văzut că îi bagă în casa lui Iosif și au zis, îi bagă înăuntru din pricina argintului pus în sacii noștri data trecută. Vor să se năpustească peste noi ca să ne ia robi și să pună mâna pe măgarii noștri. S-au apropiat de economul casei lui Iosif și au intrat în vorbă cu el la ușa casei și au zis, domnule, noi ne-am pogorât odată aici ca să cumpărăm merinde. Apoi când am ajuns la locul unde trebuia să rămânem peste noapte, ne-am deschis sacii și iată că argintul fiecăruia era la gura sacului său. Argintul nostru, după greutatea lui, și l-am adus înapoi cu noi. Am adus și alt argint ca să cumpărăm merinde. Nu știm cine a pus argintul în sacii noștri. Economul a răspuns, fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele și le-a adus și pe Simeon. Omul acesta i-a băgat în casa lui Iosif, le-a dat apă deși au spălat picioarele, a dat și nutreț măgarilor lor. Ei și-au pregătit darul până la venirea lui Iosif la amiază, căci aflaseră că o să mănânce la el. Când a ajuns Iosif acasă, i-au dat darul pe care îl aduseseră și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. El i-a întrebat de sănătate și a zis, bătrânul vostru tată, de care ați vorbit, este sănătos? Mai trăiește? Ei au răspuns, robul tău, tatăl nostru, este sănătos, trăiește încă. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iosif a ridicat ochii și aruncând o privire spre frate său, Beniamin, fiul mamei sale, a zis, acesta este fratele vostru cel tânăr despre care mi-ați vorbit? Și a adăugat, Dumnezeu să aibă milă de tine, fiule. Iosif a isprăvit repede, căci se rupea inima pentru fratele său și simțea nevoia să plângă. A intrat de grabă într-o odaie și a plâns acolo. După ce s-a spălat pe față, a ieșit din odaie și, silindu-se să se stăpânească, a zis, aduceți de mâncare. Au adus de mâncare lui Iosif deoparte și fraților lui deoparte. Egiptenilor care mâncau cu el le-au adus de asemenea mâncare deoparte, căci egiptenii nu puteau să mănânce cu evrei, fiindcă lucrul acesta pentru ei este o urăciune. Frații lui Iosif s-au așezat la masă în fața lui, de la întâiul născut, după dreptul lui de întâi născut și până la cel mai tânăr,
așezați după vârstă, și se uitau unii la alții cu mirare. Iosif a pus să le dea din bucatele care erau înaintea lui, iar Beniamin a căpătat de 5 ori mai mult decât ceilalți. Și-au băut și s-au veselit împreună cu el. Iosif a dat următoarea poruncă economului casei lui. Umple cu merinde sacii oamenilor acestora cât vor putea să ducă și pune argintul fiecăruia la gura sacului său. Să pui și paharul meu, paharul de argint, la gura sacului celui mai tânăr, împreună cu argintul cuvenit pentru prețul grâului lui. Economul a făcut cum îi poruncise Iosif. Dimineața, cum s-a călcat de ziua, au dat drumul oamenilor acestora împreună cu măgarii lor. Dar abia ieșiseră din cetate și nu se depărtaseră deloc de ea când Iosif a zis economului său: scoală-te, aleargă după oamenii aceia și când îi vei ajunge să le spui: pentru ce ați răsplătit binele cu rău? De ce ați furat paharul din care bea domnul meu și de care se slujește pentru ghicit? Rău ați făcut că v-ați purtat astfel. Economul i-a ajuns și le-a spus aceste cuvinte. Ei i-au răspuns: domnule, pentru ce vorbești astfel? Să ferească Dumnezeu pe robii tăi să fi săvârșit o asemenea faptă. Iată, noi ți-am adus din țara Canaanului argintul pe care l-am găsit la gura sacilor noștri. Cum am putut să furăm argint sau aur din casa domnului tău? Să moară acela dintre robii tăi la care se va găsi paharul și noi înșine să fim robei domnului nostru. El a zis: fie după cuvintele voastre, acela la care se va găsi paharul să fie robul meu, iar voi veți fi nevinovați. Îndată și-a pogorât fiecare sacul la pământ, fiecare și-a deschis sacul. Economul i-a scotocit, începând cu cel mai în vârstă și săvârșind cu cel mai tânăr, și paharul a fost găsit în sacul lui Beniamin. Ei și-au rupt hainele și-a încărcat fiecare măgarul și s-au întors în cetate. Iuda și frații lui au ajuns la casa lui Iosif pe când era el încă acolo și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Iosif le-a zis: ce fapt ați făcut? Nu știți că un om ca mine are putere să ghicească? Iuda a răspuns: ce să mai spunem domnului nostru? Cum să mai vorbim? Cum să ne mai îndreptățim? Dumnezeu a dat pe față nelegiuirea robilor tăi. Iată-ne robei domnului nostru, noi și acela la care s-a găsit paharul. Dar Iosif a zis: să mă ferească Dumnezeu să facă așa ceva. Omul la care s-a găsit paharul va fi robul meu, dar voi suiți-vă înapoi în pace la tatăl vostru. Atunci Iuda s-a apropiat de Iosif și a zis: te rog, domnul meu, dă voie robului tău să spună o vorbă domnului meu și să nu te mâni pe robul tău. Căci tu ești ca faraon. Domnul meu a întrebat pe robii tăi zicând: mai trăiește tatăl vostru și mai aveți vreun frate? Noi am răspuns domnului meu: avem un tată bătrân și un frate tânăr, copil făcut la bătrânețea lui. Băiatul acesta avea un frate care a murit și care era de la aceeași mamă. El a rămas singur și tatăl lui îl iubește. Tu ai spus robilor tăi: aduceți-l la mine ca să-l văd cu ochii mei. Mi-am răspuns domnului meu: băiatul nu poate părăsi pe tatăl său. Dacă îl va părăsi, tatăl său are să moară. Tu ai spus robilor tăi: dacă nu se va pogărâ și fratele vostru împreună cu voi, să nu mai vedeți fața. Când i-am suit la tatăl meu, robul tău, i-am spus cuvintele domnului meu. Tatăl nostru a zis: duceți-vă iarăși să ne cumpărați ceva merinde. Noi am răspuns: nu putem să ne ducem, dar dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi, ne vom duce, căci nu putem vedea fața omului acelea decât dacă fratele nostru cel tânăr va fi cu noi. Robul tău, tatăl nostru, ne-a zis: vă știți că nevastă mea mi-a născut 2 fii, unul a ieșit de la mine și cred că a fost sfâșiat negreșit de fiare, căci nu l-a mai văzut până astăzi. Dacă mai luați și pe acesta și îi se va întâmpla vreo nenorocire, cu durere îmi veți pogorâ bătrânețele în locuința morților. Acum, dacă mă voi întoarce la robul tău, tatăl meu, fără să avem cu noi băiatul de sufletul căruia este nedezlipit sufletul lui, iar să moară când va vedea că băiatul nu este, și robii tăi vor pogărâ cu durere în locuința morților bătrânețile robului tău, tatăl nostru. Căci robul tău s-a pus chezaș pentru copil și a zis tatălui meu: dacă nu-l voi aduce înapoi la tine, vinovat să fiu pentru totdeauna față de tatăl meu. Îngăduie, dar, te rog, robului tău, să rămână în locul băiatului, ca rob al domnului meu, iar băiatul să se suie înapoi cu frații săi. Cum mă voi putea sui eu la tatăl meu dacă băiatul nu este cu mine? Ah, să nu văd mâhnirea tatălui meu! Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce îl înconjurau și a strigat: scoateți afară pe toată lumea! Și n-a mai rămas nimeni cu Iosif când s-a făcut cunoscut fraților săi. A izbucnit într-un plâns așa de tare că l-au auzit egiptenii și casa lui faraon. Iosif a zis fraților săi: eu sunt Iosif, mai trăiește tatăl meu.
dar frații lui nu i-au putut răspunde, așa de încremeniți rămăseseră înaintea lui. Iosif a zis fraților săi, apropiați-vă de mine. Și ei s-au apropiat. El a zis, eu sunt fratele vostru Iosif, pe care l-ați vândut ca să fie dus în Egipt. Acum nu vă întristați și nu fiți mâhniți că m-ați vândut ca să fiu adus aici, căci ca să vă scap viața m-a trimis Dumnezeu înaintea voastră. Iată, sunt 2 ani de când bântuie foametea în țară și încă 5 ani nu va fi nici arătură, nici seceriș. Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă rămână sămânța vie în țară și ca să vă păstreze viața printr-o mare izbăvire. Așa că nu voi m-ați trimis aici, ci Dumnezeu. El m-a făcut ca un tată al lui Faraon, stăpân peste toată casa lui și cârmuitorul întregii țări a Egiptului. Grăbiți-vă de văsuiți la tatăl meu și spuneți-i, așa a vorbit fiul tău Iosif. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul, pogoară-te la mine și nu zăbovi. Vei locui în ținutul Gosen și vei fi lângă mine, tu, fiii tăi și fiii fiilor tăi, oile tale și boii tăi și tot ce este al tău. Acolo te voi hrăni, căci vor mai fi încă 5 ani de foamete și astfel nu vei pieri tu, casa ta și tot ce este al tău. Voi vedeți cu ochii voștri și fratele meu Beniamin vede cu ochii lui că eu însumi vă vorbesc. Istorisiți tatălui meu toată slava pe care o am în Egipt și tot ce ați văzut și aduceți aici cât mai curând pe tatăl meu. El s-a aruncat de gâtul fratelui său Beniamin și a plâns. Și Beniamin a plâns și el de gâtul lui. A îmbrățișat de asemenea pe toți frații lui plângând. După aceea frații lui au stat de vorbă cu el. S-a răspândit vestea în casa lui Faraon că au venit frații lui Iosif. Lucrul acesta a plăcut lui Faraon și slujitorilor lui. Faraon a zis lui Iosif, spune fraților tăi, iată ce să faceți, încărcați-vă dobitoacele și plecați în țara Canaanului. Luați pe tatăl vostru și familiile voastre și veniți la mine. Eu vă voi da ce este mai bun în țara Egiptului și veți mânca grăsimea țării. Ai poruncă să le spui, așa să faceți. Luați-vă din țara Egiptului care pentru pruncii voștri și pentru nevestele voastre, aduceți pe tatăl vostru și veniți. Să nu vă pară rău de ceea ce veți lăsa, căci tot ce este mai bun în țara Egiptului va fi pentru voi. Fiii lui Israel au făcut așa. Iosif le-a dat care, după porunca lui Faraon, le-a dat și merinde pentru drum. Le-a dat la toți haine de schimb, iar lui Beniamin i-a dat 300 de sicli de argint și 5 haine de schimb. Tatălui său i-a trimis 10 măgari încărcați cu ce era mai bun în Egipt și 10 măgărițe încărcate cu grâu, pâine și merinde pentru ca să aibă pe drum. Apoi a dat drumul fraților săi care au plecat și le-au zis să nu vă certați pe drum. Ei au ieșit din Egipt și au ajuns în țara Canaanului la tatăl lor Iacov și au spus Iosif tot mai trăiește și chiar el cârmuiește toată țara Egiptului. Dar inima lui Iacov a rămas rece pentru că nu-i credea. Când i-au istorisit însă tot ce le spusese Iosif și a văzut carele pe care le trimisese Iosif ca să-l ducă, duhul tatălui lor, Iacov, s-a înviorat. Și Israel a zis, destul, fiul meu Iosif tot mai trăiește, vreau să mă duc să-l văd înainte de moarte. Israel a plecat cu tot ce avea, a ajuns la Berșeba și a adus jertfe Dumnezeului tatălui său Isaac. Dumnezeu a vorbit lui Israel într-o vedenie noaptea și a zis, Iacove, Iacove. Israel a răspuns, iată-mă. Și Dumnezeu a zis, eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tatălui tău. Nu te teme să te pogori în Egipt, căci acolo te voi face să ajungi un neam mare. Eu însumi mă voi pogori cu tine în Egipt și eu însumi te voi scoate iarăși de acolo. Iar Iosif îți va închide ochii. Iacov a părăsit Berșeba și fiii lui Israel au pus pe tatăl lor Iacov, copilașii și nevestele lor, în carele pe care le trimisese Faraon ca să-l ducă. Și-au luat și turmele și averile pe care le agonisiseră în țara Canaanului. Și Iacov s-a dus în Egipt cu toată familia lui. A luat cu el în Egipt pe fiii lui și pe fiii fiilor lui, pe fiicele lui și pe fiicele fiilor lui și pe toată familia lui. Iacov a trimis pe Iuda înainte la Iosif ca să-i dea de știre să iasă înainte în Gosen. Și-au venit în ținutul Gosen. Iosif și-a pregătit carul și s-a suit ca să se ducă în Gos, în întâmpinarea tatălui său Israel. Cum l-a văzut, s-a aruncat de gâtul lui și a plâns multă vreme pe gâtul lui. Israel a zis lui Iosif, acum poți să mor, fiindcă ți-am văzut fața și tu tot mai trăiești. Iosif a zis fraților săi și familiei tatălui său,
Mă duc să înștiințez pe faraon și să-i spun: frații mei și familia tatălui meu care erau în țara Canaan au venit la mine. Oamenii aceștia sunt păstori, căci cresc vite. Ei și-au adus oile și boii și tot ce este al lor. Și când vă va chema faraon și vă va întreba cu ce vă îndeleniciți, voi să răspundeți: robii tăi au crescut vite din tinerețea noastră până acum, atât noi cât și părinții noștri. În felul acesta veți locui în ținutul Gosen, căci toți păstorii sunt o urâciune pentru egipteni. Iosif s-a dus să înștiințeze pe faraon și i-a spus: frații mei și tatăl meu au sosit din țara Canaan cu oile și boii și cu tot avutul lor și sunt în ținutul Gosen. A luat pe 5 din frații lui și i-a adus înaintea lui faraon. Faraon a întrebat pe frații lui Iosif: cu ce vă îndeleniciți? Ei au răspuns lui faraon: robii tăi sunt păstori, cum erau și părinții noștri. Și au mai zis lui faraon: noi am venit ca să locuim o vreme aici în țară, pentru că nu mai este pășune pentru oile robilor tăi și este o mare foamete în țara Canaanului. Îngăduie dar robilor tăi să locuiască în ținutul Gosen. Faraon a zis lui Iosif: tatăl tău și frații tăi au venit la tine. Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării. Să locuiască în ținutul Gosen și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele. Iosif a adus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui faraon. Și Iacov a binecuvântat pe faraon. Faraon a întrebat pe Iacov: care este numărul zilelor anilor vieții tale? Iacov a răspuns lui faraon: zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele și n-au atins zilele anilor vieții părinților mei în timpul călătoriei lor. Iacov a binecuvântat iarăși pe faraon și a plecat dinaintea lui faraon. Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său, pe frații săi și pe toată familia tatălui său, după numărul copiilor.